Sărbătoarea florilor a fost întâmpinată cu multă bucurie și de credincioșii din Caransebeș. La Catedrala Episcopală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. La finalul slujbei, ierarhul a binecuvântat ramurile de salcie, care au fost dăruite apoi credincioșilor. Astăzi este praznicul luminat și binecuvântat al florilor. Și fiecare suflet de creștin este chemat în această zi, dar și în cealaltă vreme a vieții noastre, dar mai ales în această zi, să intonăm, mai ales cu inima, cântarea binecunoscută din Evanghelia, care s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii, cântarea copiilor nevinovați din cetatea păcii, din Ierusalim, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Suntem chemați, așadar, să intonăm și noi această cântare duhovnicească și să ne deschidem larg porțile inimii ca împăratul slavei să intre în cetatea din lăuntrul nostru, în biserica Duhului Sfânt care se află în inima fiecărui creștin botezat în numele Preasfintei Treimii. Așadar, astăzi ne aducem aminte de intrarea Mântuitorului în cetatea Ierusalimului, dar astăzi se cuvine ca noi toți să-L primim pe Domnul în inima noastră, dar nu oricum, ci purificați, curățiți și împăcați cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine și așa, într-o inimă curată, înfrântă și smerită, într-o inimă împăcată cu toată lumea, Domnul să vină și să se sălășluiască în inimile noastre și să ne mântuiască. Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Caransebeș a fost sfințită în data de 12 septembrie 2010 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.